Foarte complicat cu parcarea aici, dar am reușit până la urmă. Ia uitați, Aquario din Genova, Porto Antica, și avem și acolo așa o chestie foarte mișto. Băi, fraților, nebunie mare aici, am aici o chestie mare, uitați ce mișto este. Nebunie mare, tot felul de oameni, ce să le zic, ca să nu zic anumite cuvinte pe dubios, zice dăunța, ia uitați. Sunt oameni de anumită culoare, oameni care îți oferă gratis lucruri, adică ori brățări, ori statuete. Noi știm șmechile astea, nu știți cu chestiile astea gratis. Am primit o brățară gratis în Cehia acum mulți ani, știu și după internet de țeapa respectivă. Atunci eram cu brățările și chiar eram ok din punctul de vedere. Ne pregătim să intrăm la muzeu, da, la muzeu, la Aquario, da. Așa, dar nu ne place zona asta, căutăm să vizităm cât mai repede și să plecăm, pentru că e nebunie totală, uitați ce este aici, piață, mașini. Nu știu când o să parcarea, sincer, la câte mică parcarea aia și așa. Nu vreau să știu cât e pe oră parcarea la mașină, da? Așa, cred că ne rupe la bani astăzi. Oricum, muzeul a fost vreo... Cât a fost în muzeu? 70 de euro? Nu. Muzeul, videtele. Aquario, cât a fost? 62 de euro a fost intrare la Aquario. Și să vedem parcarea cât ne mai lasă. Niciun caz, vă mai am văzut aici niște restaurante, niște chestii. Nu mâncăm pe aici, nu. Nu-i de noi, de unde să mâncăm aici. N-au niște prețuri. Uite acolo prețurile aia, să vezi. Dacă vreți să uite la prețuri, da? Da, nu este. Mă rog, era 10 euro pizza, dar nu știu dacă felia de pizza 10 euro. Era în partea altă puse prețurile. Hai să mergem să intrăm la muzeu, zic eu. La peștișori, că aia ne plac și pentru aia am venit noi aici. Că mâncare găsim de o pizzeria pe drum ceva, să mâncăm ceva tradiționale. Deocamdată vă mai filmez și vă ce mai e pe aici, dintre statuile astea celebre. Asta o văzut și pe internet, e celebră statuia asta. Așa, și mai sunt și nebunia aia cu, vedeți așa, care ține umbrele aici, este o chestie de sală de concert, să zic așa, dar nu știu când e folosită și în ce context. Și în sfârșit intrăm și la Aquario. Și pe sus poza cu Liguici în parcare, ca să ne asigurăm că este ok. Să înceapă distracția. Și primul Aquario, primul tub, să zic așa, uitați-l în sus acolo cum este. Și cum se văd pești în el, ia fiți atenți. Ia uite, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Și se vede wow. Se vede wow. Ia uite-te ce un pește. Și un alt peștișoi. E viu sau nu e viu ăsta? Respiră de respirat, ia uite. Ia uitați-vă și pe cum se vede. Ia uitați-vă. Da? Ca să vă dați seama cât de minunat e. Și aici zona cu căluț de mare. Ia uitați ce drăguț sunt. Uitați-vă și voi. Ia uite cum vine unul de sus. Ia uitați-vă. Un doilea la nealivioare, așa zici că are elice în spate. Ia uite, asta e fenelă. Asta e fetiță, sigur. Nu? Ia uitați. Deci ce drăguți sunt. Ia uitați cum stau și cum merg. Vai. Sunt foarte mulți. Ia uitați. Stau cu sporile astea pe aici agățați. Pe aici pe jos. Nu am niciodată de mulți căluți de mare, sincer să fiu. Am văzut la 3, 4, 5 cu două Aquario, dar doar mulți n-am mai văzut. Aici avem alți căluți de mare, dar trebuie să-i găsiți. Sunt undeva pe acolo, pe deasupra ascunși. Și se văd mai greu de văzut. Avem căluți de mare acolo sus. Dar sunt ascunși undeva de sus în spate. Uitați-vă de aceea jos, ia fiți atenți, ia uitați-vă. Vedeți cum este? Ia uitați-vă cum stă. Este alt gen de căluți de mare, ia uitați-vă. Și intrăm și în zona cu adevărat interesantă, adică cu acvariile alea mari, cu adevărat fascinante, ia fiți atenți. Ia uitați, ce animal micuț aici, o să zicem micuțul, micuța balenă, îi place apa la fel de mult ca și mie și a venit la geam să ne salute. Vis-a-vis avem niște pești care preferă întunericul. Nu știu dacă o să vedeți voi pare bun numărul cu, ia uitați-l. Da? Sunt pești de fund, de adâncime. Și atunci, ia uitați cum arată.
Nu se văd prea bine pe cameră, dar atâta pot să vă ofer, n-am ce să fac. Da? Sunt pe aici pe dedesubt, dar se văd foarte greu. Deci dacă m-ați întrebat pe mine unde vreau să lucrez, cred că ăsta ar fi locul ideal în care să lucrez. Să fac grăzine pe aici, pe fund, cu scapandru, cu animalele astea pe lângă mine, e bele. Ia uitați ce mare este și ce frumos se mișcă. Îmi place la nebunie apa, vă dați seama că e perfect să stau aici. Aș stă toată ziua numai pe aici cu apă. Așa că dacă știți un loc de angajat scufundător la astfel de acvarii, e wow, ia uitați. Mai și mănâncă. Îi place salata, se pare. Și rechinașul, ia uitați-l, rechinul, nu ăla după bursă și ăla din apă. Ia uitați ce maestos e. Nu știu voi cum sunteți, dar mie îmi place la nebunie și apa și peștii. Și ia uitați cum se vede. Ia uitați. Hai să luăm așa un cadru. Rechinașul sunt în spate undeva, mai ieși pe aici pe jos. Dar vin acum, ia uitați. Și rechinașul. Sunt niște ființe majestoase, maiestoase, majestoase, cum vreți voi să ziceți. Sunt de bele. Ăsta e din specia obositus. Nu mișcă și stă și visează toată ziua, se îngrașă ca mine și nu muncește. Undeva acolo în spate e și fratisul, care la fel stă, se odihnește, nu muncește, cum s-ar zice. Ia uite și pe ăștia mai mici, mai ciudăței așa. Și uite și rechinașul meu preferabil, ia uitați-l cum se vede și cum merge el așa, vai, 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 vai. Este la 20 de mine, știți cum este senzația, este wow. Avem 10 acvarii mai mici, cu peștișori mai mici, tot așa care le plac întunericul, nu sunt foarte bine luminați, roșiatici așa, ia uitați-i, seamănă cu Nemo, dar nu e Nemo, mă rog, Nemo nu e albastru. Niște peștișori interesanți, tot de apă sărată, după cum îmi dau seama, după recif. Foarte drăguți și aceștia. Și acvarii mai normale, zic așa. Stele de mare, uite ce frumos stea asta de mare, exact pe geam. E făcută să fixezi, da? Să poți să o filmezi. Și mai avem peștișori pe sus. A, ăștia știu din mare, ăștia am văzut în Marea Mediterană, pe live, da? Ăștia acum de-astea, dar sunt foarte mulți, ăștia câțiva. Este un grup de-astea foarte mari. Ăștia mi-aduc aminte că i-am văzut la snorkeling, da? Găsim mai veterană, fătru, sunt destul sigur. E umbra acolo. Și sunt foarte drăguți. Am zis, când vezi sute, atunci e mult mai mișto decât aici, dar le știu. Și continuăm cu seria de acvarii, de gen dimensiuni medii, să zic. Nu sunt mici, dar nu sunt nici imense. Da? Iarăși pești, că tot din mai veterană îi știu și pe ăștia. Acolo să avem o scoică și o plantă de asta de apă. Nu e coral, e altceva din câte știu eu, dar am mai văzut, ia uitați cum se mișcă și cum se uită la mine. Ce-aș băga eu mâna la ei? E cam murdar geamul de la copilaș, dar avem aici un urât, uitați-l ce urât este. Da? Ia uitați-l. Dacă vă plac doar peștii, ăsta sigur nu vă place că e urât rău, dar e și el o parte din viața marină. Avem și celebii pirania. Ia uitați-i. Ăștia, dacă bagi mâna la ei, rămâi fără tot. Așa, și undeva este și un plecostobos. Undeva pe jos, pitit. Nu-l găsesc încă. Ia să vedem, e acolo așa? Nu e acolo. Dar așa sunt apă dulce. Asta e ceratofilum. Planta mama ceratofilum lung. Wow, de acum dau seama că e lung. Păi uitați, sunt gupii care trăiesc cu pirania. Asta n-am văzut niciodată, sincer să fiu. Gupii de acvariu, ia uitați-i. Se pare că mediul natural trăiesc cu pirania și nu cred că nu-i atacă. Foarte tare. N-aș fi văzut asta vreodată venind. Deci gupii, ia uitați. Uitați gupii toată ziua și pirania împreună. Nu au nicio treabă unii cu alții. Foarte tare. Și avem și un scalar cu pirania, în acvariu cu pirania. Na, mai zic că pirania sunt răi de felul lor. Ia uitați, a trecut pirania pe lângă scalar. Scalarul este acolo ascuns, bineînțeles. Astea stau în plante multe ori. Uitați scalarul sus acolo, uitați scalarul și cu pirania. Nu m-aș fi gândit, v-am zis odată, scalari și gupi în acvariu cu pirania. Care pe care mănâncă? Uitați câți gupi sunt sus acolo așa, e plin, e puzderie.
Și ne întoarcem la imensitate, adică la acvariul la mare, 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 unde aici sunt niște, ia uite-le, morse, cred, nu morse, ce sunt astea, mă? Focile? Focă e parcă, ia uite, ia uite, 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 ia uitați, e wow, e wow, păcat că bune mea n-am geam. Ia uitați-le, ia uitați-vă sus pe acolo cum se văd, ia uite-le, ia uitați-le ce chef de joacă au. Ce aș mai nota eu cu ele dacă mă întrebați pe mine? Scalarul ăștia am și eu acasă, dar nu cu pirania. Deci nu m-aș fi gândit, v-am zis, ia uitați scalarii, cum stau ei liniștiți așa pe aici și în pace cu pirania. Foarte interesant, n-aș fi zis vreodată. E și un plecostomus aici, l-am tot căutat până acvariu, în acvariu cu pirania, da? Uitați-l la cușa pe fund, cum mișcă, vedeți că mișcă, se vede, uitați-l, plecostomusul. Și ăsta trece în acvariile noastre, da? Plecostomus. Eu trebuie să uită la noi cu poftă. Ce vrei, mai mânca? Mai mânca? Hai, îți dau un deget? Îți dau un deget? Ia uite-l, cum se uită la mine. Sunt frumoși, mă, și pirania, dar na, mușca-i naibii. Și pentru prietenii mei mai speciali, gangbang cu steluțe de mare. Cred că Ionel aude acum și vin idei. Și aici avem alte steluțe de mare, una portocalie, unele roșiatice, ia uitați-le. Și unele la fel în gangbang, ia uitați ce se face acolo, nu știu ce se îmbârligă, că nu știi care e una și care e alta. De cam plac gangbang-ul la steluțe astea de mare. Și intrăm în Ice Kingdom, adică Imperiul de Gheață. Aici vedem pinguini și alte animale de apă rece. Deci, da, ce spuneam, pinguini, ia uitați-i. Ia uitați se joacă ei pe acolo. Dar ce micuți sunt! Ce micuți sunt, săracuții! Ia uitați ce micuți sunt! Vai! Vor apă rece, vă dați seama. Și am ajuns în zona cu pinguini. Ia uitați-i de sus cum arată și cum se joacă. Ia uitați-mi, vai de mine. Vai de mine, ia uitați. Să scapină, exact afra, mă, nu mi-o face. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite ce jucăuși sunt. Ia uitați ce jucăuși sunt. Și cu chef de joacă. Păcat că nu putem pune mâna pe ei. Ia uitați-i. Ce e, mă, ce e? Ia uitați ce drăguți sunt, vai! Au ce cert aia acolo, au ce scandal e acolo în spate! E scandal pe ei! Așa, scandal, scandal! Care câștigă? E ședință de bloc acolo! Dar ăsta n-are curaj să sară în apă, tot skinny, dar n-are curaj să sară! Hai că poți, hai că poți și tu să sari în apă! Păi am găsit cert acolo în spate! E fiecare ediție de bloc, că facem planul de atac, evadăm. Și acum mergem la zona cu delfini. Ia uitați delfini acolo. Da? Și acum putem intra la ei, cred eu. Sau nu știu dacă putem intra la ei. Dacă zice să mă bag cu ei, eu mă dezbrac în aia goală și mă bag cu delfini. Ei nu stau pe gânduri, că n-am ce trebuie pe mine. Din păcate avem o plasă aici, că nu era să filmăm foarte bine. Că ne, ca să nu aduci mâncare sau ceva la el. Când e normal, e $1,000,000 un delfin. Așa că na, uite, i-a suflat, i-a stricat, vin toți, uite-i. La mâncare, uite cum le dă mâncare acolo. Le-a dat mâncare. Și să vedem dacă vine cu ei încoace. Și am uitat în zona roșie. Aia e în care pui una pe pești. Vai! Asta e de mine, aici e de mine, ia uitați. Aici poți să pui mâna pe ei. Mi-aduc aminte de la Monaco, că așa era, așa la Monaco, dar avea un bazin mai mic. Numai că nu prea vor să vină, ia uite-i. Nu prea vor să vină să-i atingi. Na, bagă-te după ei dacă poți. Acolo e o chestie care nu știu dacă vedeți voi pe cameră. Ia să fac zoom. Vedeți? E un pește acolo. Și mai încerc să-i uitați că sunt. Aha. E fiși de mare albe. Ia uitați-le cum sunt. Ia uitați-le cum sunt. Le-a tăiat coada ca să te înțepe. Și ia uitați-le cum stau pe aici. Ia uitați ce e aici. Și Dănuța care face foarte atentă poze acolo, e foarte concentrată, nu ne aude, nu știe ce facem noi aici, că o filmăm. Îi doare la bască.
Da, abia aștept să pun jocuna pe ele. Mă duc acum. Filmează tu. Să vedem cum... cum o dată... Cum o bagi, zi să mă compara ele. E moale. Cam. Este pe față. Ce v-am mutat? Foarte tare, știi că e pe ea, e zânțuroasă, așa, este... E cu țepușorii pe ea. Hai, Donța, că poți, hai! Hai că vine la Donță, iau-te-o! Hai că nu vrea, uite-te tu! Uite ce-ți faci, să joacă cu tine! Să joacă cu tine, uite-te tu, Donța! Nu vrea, mă? Nu vrea! Bagă la aia jos, care stă căsă, nu vrea! Te-a păcăită! Hai, Donța, poate vine asta, ia stai, ia vezi! Nu vrea, mă, te băgăiește, vezi că sunt perverse, nu vor să pui înapă ele. E doar așa, să facă spectacol, să te atrapă. Vor să te bagi în apă, să te mănânci. Bagă una după ăla să-l atingi, să vezi cum e. E prea jos. Lasă-mă, te uzi un pic, mă, în ochi. Sunt și alții care au mânat. Să ne părăm coadă. Vreau să te adăunța. Nu vrea, mă, nu vrea. Deci face spectacol, efectiv. Ia uite, ia uite, pe spate, așa, mamă, face show, iau. Atât, bravo! A făcut show, Dăunța, ai văzut? Cum e, Dăunța, e moale? E ca un pește. Mișcă, da? E ca un pește, cam aici nu e pește acasă. Îți place? Cum este? Senzația că îmi pui una pe un pește. Merge în tigaie, ia zi. E mare rău. E mai mare decât tigaia noastră. Și aici avem studionul, un studion foarte frumos, studion alb. Ia uitați. Asta e. Ți-a luat? Nu, ok. N-avem voie să punem mâna pe ei, că ar fi meritat. Dar cred că sunt sensibil. Și un studion negru acolo.